Prea iubiții mei, de această dată, cuvântul meu pastoral de înviere din acest an al mântuirii 2020 va fi altfel. Căci altfel este și prăznuirea Sfintelor Paști. Este o prăznuire tristă și pustie, pentru că tu, iubite frate, iubite soră, nu ești aici. Cum poate fi prasnicul prasnicelor, sărbătoarea sărbătorilor, bucuria bucuriilor, prilej de tristețe? Da, este prilej de tristețe atunci când cel chemat să primească Sfânta Lumină, atunci când cel pentru care spunem cu credință și cu dragoste să vă apropiați, lipsește. Adică, atunci când tu, iubite frate, iubite soră, nu ești aici de față, tristețea ne-a cuprins inimile, pentru că toate acestea sunt pentru tine. Acest mare prasnic, acest mare ospăț, cum îi spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este întins pentru noi toți, pentru mine și pentru tine, iubite frate și iubite soră. Da, Hristos a înviat pentru mine și pentru tine, iar Sfânta Lumină a venit pentru mine și pentru tine. Pentru că tu și cu mine suntem împreună mădularele bisericii. Eu, slujitorul altarului, sunt neîntreg fără tine, iar tu, fără mine, fără slujitorul altarului, ești nedesăvârșit. Este o vreme a despărțirii, a separării și a izolării sociale, dar și liturgice. O izolare impusă pe temeiuri omenești, slabe, contestabile, ca orice temei izvorât din înțelepciunea acestui veac. Acest aspect este dureros, căci noi știm că cel care desparte, care separă, este în ultimă instanță diavolul, stăpânitorul acestei lumi, cel care ne izolează unul de altul și ne lipsește de comuniune, cel care ne separă de Hristos și de Sfintele Taine, cel care ne închide în mormântul carantinei. Ne ferim la sfatul împăraților pământului unul de altul în numele izbăvirii de un virus. Însă cine ne ferește de frica și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, de alienarea, disperarea, singurătatea, sentimentul de abandon și de părăsire pe care prea mulți dintre noi, iubite frate și iubite soră, le simțim în aceste zile? Aș vrea, prea iubiții mei, să vă încredințez că biserica a trecut prin plăgi, epidemii mult mai grave și molipsitoare decât ceea ce trăim astăzi. Epidemii de boli cumplite au decimat Imperiul Roman. O mare epidemie de ciumă a devastat Imperiul Bizantin pe vremea Sfântului Împărat Justinian cel Mare, ctitorul Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol, până și acesta a zăcut bolnav, însă s-a vindecat. Epidemie de ciumă a fost și la noi în țară și în alte locuri în trecutul îndepărtat.
chiar și în timpul vieții Sfântului Calinic de la Cernica. A fost o epidemie de ciumă, după cum aflăm din Patericul Românesc. Bunicii și străbunicii noștri au trecut prin epidemii de holeră, de tifos și prin gripa spaniolă. Înaintașii noștri au traversat aceste grele încercări, înfruntându-le creștinește, prin rugăciune, prin procesiuni, prin cinstirea icoanelor Maicii Domnului și a Sfintelor Moaște ale Sfinților Ocrotitori. Astfel au fost izbăviți, s-au ridicat, viața a mers mai departe, lumea nu a stat pe loc. Însă noi trăim acum, iubite frate și iubite soră, și este cazul să o conștientizăm grabnic, într-o lume care l-a scos pe Dumnezeu din centrul ei și pentru care liturgia este o oarecare adunare publică cu grad ridicat al riscului de infectare. Pentru această lume, noi suntem o amenințare, un risc, un pericol. Iată cât de greu v-a fost vouă, iubiților, cei din țara mamă, România, în toată această perioadă. Cu greu vi s-a acordat o mângâiere, o consolare de Sfintele Paști, însă nu fără a plăti un preț scump, nu fără a fi arătați cu degetul și puși la stâlpul infamiei. Și pentru ce? Pentru a fi lăsați să luați lumină unul de la altul, pornind de la altarul bisericii, respectând regulile. O ocazie de a uni România cu un lanț al luminilor învierii trecute de la unul la altul a fost transformată într-un prilej de intimidare a celor credincioși, o ocazie de a contrapune contagierii patologice, contagierea cu lumina învierii, adică un eveniment care ar fi adus seninătate, pace, încredere pentru toți, nu doar pentru cei credincioși, a fost prezentat ca un eveniment ce va produce înmormântări. Vai, ce înșelare! Vai, ce greșeală! Da, iubiții mei, este pandemie, însă leacul născocit acum provoacă o infodemie deslănțuită asupra lumii, confuzie, tulburare, groază, revoltă, frustrare, neliniște. Și tot cei care l-au născocit ne liniștesc spunându-ne că e doar începutul, că lumea nu va reveni la cele dinainte, că vom trăi într-o nouă normalitate. Care să fie aceasta? O lume stăpânită de și prin frică? O lume a interdicțiilor? Ce loc vom avea noi credincioșii și adunările noastre în casa Domnului într-o astfel de lume? Iată întrebările care mă frământă pe mine, cel care am în grijă sufletele voastre, cel care dau socoteală înaintea dreptului judecător, pentru tine, iubite frate, și pentru tine, iubite soră. Nu vom găsi răspunsuri dacă ne vom lăsa inimile și cugetele invadate de tulburarea și urâtul acestor zile. Soluții concrete și rețete de supraviețuire e greu și chiar riscant să dai. Însă vreau să te încredințez din toată inima de aceasta. Dumnezeu nu ne va părăsi. Hristos nu-și abandonează prietenii. Maica Domnului nu-și uită fiii lacrimilor sale. Sfinții ocrotitori nu-și vor astupa urechile. Chiar și când ne simțim părăsiți, abandonați,
Hristos este alături de noi, căci El, înainte de noi și pentru noi, a trăit părăsirea totală pe crucea răstignirii, strigând, Eli, Eli, la masa Bahtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Mântuitorul a trecut prin această experiență a părăsirii totale de către Părintele Său, tocmai pentru a fi alături de noi în clipele părăsirii noastre. Așadar, va fi o cale pentru noi. Vom primi răspuns dacă ne vom ruga. Lacrimile noastre nu vor fi trecute cu vederea. Aceasta este credința mea, aceasta este nădejdea mea, aceasta este mărturisirea mea. Mă rog Domnului ca aceasta să fie și credința, nădejdea și mărturisirea ta. Orice va fi, trebuie să-ți aduci aminte, frate și soră, că răului i s-a pus cruce acum 2000 de ani. Da, Dumnezeu multe poate îngădui. A îngăduit răstignirea Fiului Său, a îngăduit foamete cruntă și alte grele încercări, a îngăduit căderea Constantinopolului, a îngăduit cumplitele temnițe comuniste. Credința noastră nu e naivă. Am văzut de ce e în stare omenirea când se află sub puterea celui rău. Însă, toate acestea au avut un sfârșit. Răul nu se poate permanentiza, nu se poate înveșnici, decât dacă lăsăm să ne guverneze sufletele, decât dacă ne facem părtași lui. De aceea, lupta noastră este să ne eliberăm de păcat și să ne unim cu Hristos. Căci de vom trece prin Golgota, vom fi și răstigniți. Iar de vom fi răstigniți, vom și muri pe cruce, vom fi și mormântați, însă vom fi și înviați, pentru că Hristos a înviat.